Mănăstirea Valea Teilor, una dintre cele mai noi mănăstiri ale Episcopiei Tulcii, s-a aflat astăzi în sărbătoare. Așezământul monahal, înființat în anul 2007, are un paraclis pus sub ocrotirea Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiat aici de preasfințitul Părinte Episcop Visarion. La sărbătoarea mănăstirii Valea Teilor din nordul Dobrogei au participat credincioși din comună, dar și din localitățile învecinate. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat cu prilejul hramului Sfânta Liturghie în paraclisul așezământului monahal, Biserica Mare fiind încă în construcție. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru binefăcătorii mănăstirii trecuți la Domnul. A săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la această mănăstire relativ nouă din cuprinsul eparhiei Tulcii, o mănăstire care se întinerește, o mănăstire care păstrează aprins aici în nordul Dobrogei candela credinței și la care aleargă cu nesat credincioșii și din județul Tulcea, dar și în județele învecinate pentru a primi milă, har și binecuvântare de la Dumnezeu. Ziua de astăzi este o zi de aducere aminte și a celor care au pătimit în temnițele comuniste, pentru că este ziua națională a foștilor deținuți politici, oameni care l-au mărturisit pe Iisus Hristos și oameni care în vremurile grele au mărturisit și dragostea față de pământul nostru românesc. Ne rugăm ca Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților 40 de mucenici să ne ajute, să ne binecuvinteze și să ne dăruiască tuturor duc de jertfire și de dragoste față de biserica noastră străbună și față de neamul nostru românesc. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, întrucât astăzi am avut la mănăstirea Valea Teilor din județul Tulcea hramul Sfinților 40 de mucenici din Sevastia Armeniei. În continuare așteptăm credincioșii cu drag la Sfânta noastră mănăstire să-i întărească bunul Dumnezeu în credință, să urmeze Sfinții, așa cum a spus și Apostolul astăzi, având împrejurul nostru atâta nori de mărturii, să le pădăm dar orice păcat și orice povară care să ne împresoare. Am fost onorată să particip astăzi la Sfânta Liturghie. M-a invitat Părintele Stareț și sunt foarte mulțumită și încântată că bun Dumnezeu ne-a ajutat să avem ocazia să avem aici în satul nostru, în comuna noastră, o asemenea dar dumnezeiesc, Mănăstirea Valea Teilor. La final, ierarhul a vizitat șantierul de la Biserica Mare a Mănăstirii, construită după modelul bisericilor ștefaniene din Moldova.